Eu la sesiune 1 la 1, multe femei mă contactează. Mai sunt și bărbați. Unele mă bucur în final, mă mai contactează și bărbați. Oh my God! Și bărbați treziți. Și femeia care, așa cum știm, ultima vreme e prea mult masculinizată. Și mă uit la ea și îi spun, tu cu energia asta vrei să atragi bărbați în viața ta? Păi mai dă și tu un pic din garda aia jos, fii tu și tu mai blândă, mai machează-te și tu pe tine, mai fii și tu așa mai feminină, mai frumoasă. Păi tu cum vrei eu să mă uit la tine și să mă atragi și să mă exciți și să mă... Tu ești mai mascul decât mine. Eu merg la muncă, merg în societate ca un războinic, da? Vin așa acasă, mă uit la tine ca și femeia mea și... ok, mai bine mă duc în pat. Și de-aia bărbații deschide toate aceste canalele de pornografie. Nu mai te excite ceea care este acasă la tine. Adevărul asta e, lucrează cu tine, cu corpul tău. Feminitatea, mai îmbracă și tu în rochie, mai îmbracă-te și tu așa un pic mai senzuală. Aici este deja bine despre cei care sunt în cuplu. Mai mult am vrut să acoperim subiectul de dating înainte să ajungem să fim în cuplu. Eu vorbesc perspectiva mea. Ca și bărbat, eu trebuie să investesc în mine, în dezvoltarea mea personală, să înțeleg ce fel de cuvinte așa da și ce fel de cuvinte așa nu. Odată, cursuri de dans m-au ajutat enorm de mult să prind încredere în mine și să nu mă supăr când mă duc la o fată și o invit și ea spune nu, nu trebuie să iau personal. Bărbatul abordează, femeia are dreptul să accepte sau să refuză și m-am dezvoltat puterea mea de acceptare de a fi refuzat. Mai ales pe lângă cursul de dezvoltare personală, la terapie care mergeam, da? Eu, ca să repet, puterea mea de abordare, puterea mea de comunicare, de socializare, mă scotam pe mine din zona mea de confort, încrederea în sine. La acest aspect am lucrat mult și cu terapeutul meu. Doi la mână, paralel cu asta, am dezvoltat abilitatea acesta de a fi refuzat. Am zis, orice fată are dreptul să te refuze sau să acceptă. Trei la mână, internet și YouTube este facultate gratuită. Curs de dezvoltare personală. Poți să găsești o grămadă. Pe YouTube caută cum să abordezi o fată. Care sunt propoziții potrivite când vreau să abordez o fată. Da? Mulți dintre noi bărbați încă nu știm asta. Anul 2024, bărbații care scriu salut, câți ani? Serios? Cum scrie așa ceva la o femeie, la o fată? Că noi nu știm. Măcar uite-te la 2-3 video bărbate și învață care sunt propozițiile de deschidere ca să deschizi o ușă, ca să poți să conversezi, să intri într-o conversație cu o femeie, cu o fată. Asta poate să fie în societate sau poate să fie și online, este valabil același lucru. Astea sunt adevărurile mele, perioada care eu repetam cu mine, mă scotam pe mine din zona mea de confort, da? Ca să dezvolt aceste abilități în mine. Și într-adevăr așa este. Atrage în viața ceea ce ești. Recunosc, perioada care eu mergeam foarte des la cluburi, eram perioada mea de tinerețe care încă doream să mă distrez, să mă simt bine, să dansez, dar într-adevăr atrageam și astfel de fete și femei. Ne bucuram de o perioadă de scurtă timp de relații, de câțiva luni și apărea tot felul de discuții. Nici nu eram tocmai foarte bine cu mine. Cu siguranță și ea am atras o astfel de fată ca și mine, la același nivel care sunt eu și se despărțea, ajungea la despărțire. Asta este partea de atrage în viața ta ceea ce ești.